E prima oară când te duci la universitate? Da, este prima dată. Da? Și ce, cum o să fie? Sper să fie bine. Bicicleta, ți-ai băgat-o în bagaj? Bicicleta vine antrenorul cu ea, o să vină mai târziu un pic. Da? Cum crezi că o să fie concursul? O să fie destul de dificil, ținând cont de cât de important este. Cred că e o experiență unică să te duci. Da, este ceva unic să mergi, mai ales în coasta de Finle și o țară în care n-am mai fost până. Ce ți-ai propus să faci acolo? Trebuie să fac un rezultat cât mai bun, top 10 sau poate și un podium. Urmăriți campionatele francofone la TVR. E o experiență inedită? Da, va fi o experiență nouă și sper să venim înapoi acasă cu un bun rezultat. Cu medalii? Da, asta e speranța. Da, interesantă proba, nu? Acolo, în Africa și în coasta de Fildeș, deci sună bine. Da, sigur, sună bine. Vom vedea când ajungem cum va fi traseul și cum va fi concursul. Va fi greu? Vine lume bună? Da, încă nu știu, sincer, deci și asta trebuie să vedem. Urmăriți campionatele francofone la TVR.